Dacă în trecut sucevenii apelau la irigarea în exces a gazonului înaintea jocurilor cu echipe mai puternice, de data aceasta albaștrii își amintesc cu nostalgie de iarba verde. Dacă va fi zăpadă, nu cred că vom fi avantajați, fiindcă suntem echipă gazdă, echipă care trebuie să construim, care trebuie să ajungem la poartă și sigur că zăpada ar fi un impediment din punctul ăsta de vedere. Pentru a proteja suprafața de joc, fotbaliștii de pe areni s-au antrenat miercuri pe terenul de la liceul cu program sportiv, urmând ca joi să se pregătească cel mai probabil pe terenul sintetic de la universitate. Dacă se va încălzi, este posibil ca vineri să pășească pe gazonul stadionului Areni.